datele sunt destul de relative. Studiul care s-a făcut de către organizația Salvați Copiii nu s-a făcut la nivelul județului Neamț, ci cu precădere în București, unde au rezultat aceste lucruri. Ceea ce pot să vă spun că au fost niște acțiuni la nivel național de unde a rezultat acest lucru. Acțiuni, în primul rând, concretizate printr-un studiu care a fost făcut anul trecut și prin câteva întâlniri repetate cu copiii din toată țara la 1 iunie la București, când au fost și reprezentanții ai Ministerului Educației. La nivelul județului Neamț, noi nu avem decât datele care sunt date de inspectoratul școlar, aceleași date care au fost transmise și de către Salvați Copiii București. Acest loc 5, cred că ar putea să vi-l explice mai mult cei de la inspectoratul școlar. Deci noi nu avem modul de derulare a evenimentelor care au determinat acest lucru la nivelul județului Neamț și la nivel de țară. În topul acesta realizat de Salvați Copiii, Neamțul apare cu 472 de cazuri. În schimb, comisarul Paul Tablan, la analiza situației care s-a făcut în învățământ la recenta ședință cu directorii de școli, în care s-a analizat starea învățământului nemțean, sublinia o scădere a acestor cazuri de violență în școli, aici incluzându-se și violența cadrelor didactice împotriva copiilor. Și spunea că anul trecut doar un singur cadru didactic a fost cercetat pentru o faptă de violență împotriva copiilor, iar celelalte lucruri se rezumau la obișnuitele furturi de telefoane mobile, de altercații între copii pe acest subiect. Cam așa le-a explicat domnul. Da. Ceea ce vă spuneam sunt, din punctul meu de vedere, două lucruri diferite. Una, deci analiza s-a referit numai la județul Neamț comparativ cu anii trecuți, ori analiza care o avem noi se referă la nivel de țară, date care au fost raportate la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse de către inspectoratele școlare județene. În al doilea rând, organizația Salvați Copiii se ocupă numai de protecția și promovarea drepturilor copilului, motiv pentru care campania se referă numai la copil și nu la adult, deci la cadre didactice și în special la atitudinea copiilor față de copii. Eu am înțeles că aici această situație a fost analizată la o reuniune pe tema aceasta al hărțuirii copiilor organizate la București săptămâna trecută de Salvați Copiii. Eu v-am spus, deci nu a fost o reuniune, a fost o conferință de presă de lansarea acestei campanii, de prevenirea bullying-ului în școli, bullying-ul în școli și cum au fost numit, sau desființarea recreațiilor. Și la care au participat reprezentanții autorităților implicate și ca urmare a acestui lucru s-a dat comunicat de presă ce s-a întâmplat. Ceea ce pot să vă spun eu este doar faptul că este un semnal de alarmă care vrea să-l tragă organizația Salvați Copiii vis-a-vis de acest lucru care se pare că a ajuns un fenomen, bullying-ul în școli și consecințele negative asupra dezvoltării psihice, morale, intelectuale asupra copilului și în special a comportamentului copilului. Și această campanie, deci în primele două luni, se axează pe o activitate de informare cu, bineînțeles, cu sprijinul mass media a tuturor autorităților care și a ONG-urilor care au ca obiectiv protecția și promovarea drepturilor copilului, prin spoturi, prin pagină pe Facebook care urmează să apară, prin
flyere, afișe și așa mai departe, urmând ca din luna ianuarie să fie făcute acțiuni concrete cu părinții, copiii și cadrele didactice și alte persoane implicate. Acțiunea este gândită pe termen lung, este gândită pe minim 2 ani, minim 3 ani, pardon. Asta e ceea ce vă pot spune și, în primul rând, urmărește schimbarea atitudinii copiilor unii față de ceilalți și, în același timp, cultivarea valorilor a toleranței, respectului, comportamentului de prietenie între copii, în așa fel încât să se diminueze acest fenomen, iar denumirea cu desfințate recreațiile este de fapt un semnal de alarmă. Această campanie pleacă de la o premisă absurdă, că normal că unii chiar n-au înțeles. Recreațiile nu pot fi desfințate și nimeni nu gândește acest lucru. Dar ca să pună accent pe cât de grav fenomenul care se întâmplă, în special în recreații, a primit această denumire, adică și a fost sugerat denumirea campaniei și de copii, de Consiliul Elevilor. Deci, ideea a venit de la tineri, de la cei care simt direct acest fenomen. Ați luat legătura cu inspectoratul școlar pentru a organiza asemenea teme și dezbateri și în teritoriul la noi, la Neamț? Sigur că da, dar ei sunt deschiși. Noi avem un parteneriat permanent încheiat cu inspectoratul școlar, prin care ei ne asigură accesul în școli și colaborare în toate acțiunile care le întreprindem noi și în toate campaniile. Avem și acum, de exemplu, un alt proiect pentru copii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și așa mai departe, unde avem parteneri pe cei de la inspectoratul școlar.